Salutare tuturor, Snow Gaming aici și astăzi jucăm Black Ops 2. Nu știu dacă vă întrebați unii dintre voi, dar totuși am spus, vă spun pentru că s-ar putea să se întrebi cineva. Bă, Snow Gaming, tu folosești căștile în timp ce te joci pe Xbox? Bă, sincer nu le folosesc. Din cauza că nu am două perechi, dacă aș fi avut, aș fi folosit. Și da, cum spuneam, nu am două perechi, așa că nu le folosesc. Dacă aș fi avut două perechi, aș fi folosit una la Xbox, pentru că asta a mea... E doar cu USB, știți? Și n-am un transformer de ăla să schimb din USB să intri în Xbox controller, știți? Ar fi destul de mișto, dar încă nu am unul de ăla. Poate o să-mi cumpăr unul pe parcurs, dar nu sigur. Bun, momentan voi dacă credeți că eu o să stau în camera asta, vă înșelați, frate. Momentan eu rămân în camera asta pentru că cealaltă cameră în care am stat până acum e în lucru. Cealaltă cameră e în lucru și... Hop, pentru că trebuie să îmi vopsesc camera în gri deschis. Hop, cineva era sus. Deci da, o să vopsesc camera cealaltă în gri deschis. Iar conturile de la geamuri și de la uși vor fi albe, pentru că ar arăta foarte mișto. Gri deschis și cu alb. Gândiți-vă și voi să aveți o cameră de asta cu gri deschis și cu alb. Arată perfect, frate. Chiar așa o să și am camera. Abia aștept să mă mut în ea, să fie lumină perfectă. Aș vrea cu spoturi să fie calmea. Bine, nu știu dacă o să am și spoturi, dar mă mai gândesc. Sau mai degrabă o să văd ce cum mă mai gândesc. Bă, frate, pe Xbox e mult mai greu să joci Black Ops 2 decât credeam. Cam văzut pe alți YouTuberi cum jucau și mi s-a părut tare ușor, dar nu-i. Deci să nu credeți că dacă eu joc pe Xbox așa cum vedeți voi că joc, e foarte ușor. Bine, nu, că a jucat prea ca lumea, știți? Aia joacă prea ca lumea și mi se pare prea simplu. Dar odată ce încerci și tu, după aia o să ți se pară mult prea greu. Dăm reload aici. Oh, mama mia, ce era să mă ia băiatul. Îmi pare bine că nu m-a omorât. Frate, mai bine plec de aici să nu mă mai învârt în cerc, nu? UAV inbound. Bun, băieții sunt pe aici, hai să mergem la ei, cu atenție. Uite-l. O, mă, care dai în mine, mă, nemernicule. Cineva tot trage în mine, uite-l, de sus trage, ia. Ho boy, mama mia. Nu-mi vine să cred că am reușit să mor acolo. Dacă voi credeți că mi-a puțin timp să fac clipurile astea, vă înșelați, pentru că un comment, cut commentary, îți ia mult mai mult decât pur și simplu un clip normal, netăiat nimic. Adică e și logic, zic eu. Victory! Bun, cam atât cu acest clip scurt. Sper că v-a plăcut și nu ezitați să apăsați și voi butonul de like dacă chiar v-a plăcut episodul, de fapt clipul. Baftă lume!